Nu îmi propun ca să desfășurăm o ședință foarte lungă. Vreau succint să fie prezentate rapoartele. Și, așa cum spuneam, sunt oficial în concediu, doar că dumneavoastră, fiecare dintre dumneavoastră, cunoașteți foarte bine că sunt mereu conectat la toate subiectele. Cu fiecare dintre dumneavoastră suntem mereu la telefon. Cu domnul Tudor, azi pe la ora 4 dimineață, deja discutăm. Vreau să vă anunț că acest concediu este împreună cu familia. Știu că sunt mai multe curiozități. Cum și unde, ce concret fac. Vreau doar una să comunic că sunt și eu om și am dreptul la un refugiu, cu toate că sunt prezent în tot ceea ce înseamnă gestionarea treburilor din municipalitate. Vreau să vă comunic că toate lucrările, activitățile și acțiunile, desfășurarea proiectului și problemele care mai apar, sunt la curent. Și aici vreau să încep cu următoarele lucruri. Domnul Lichi, dumneavoastră m-ați asigurat personal că situația la stația de depurare este rezolvată. Da, noi am rezolvat problema cu acele tone de rahat descoperite, mă scuzați pentru expresie, care emanau o putoare insuportabilă anul trecut, timp de 2 luni de zile. Anul acesta ce se întâmplă până la urmă? Responsabilii m-au informat că a crescut încă de pe data de 24 iulie concentrația deversărilor la stația de epurare. Și de vină s-ar face agenții economici care nu dispun de stații de preepurare individuale. De ce aflăm noi mai târziu despre acest lucru? De ce nu s-au luat măsurile necesare și nu s-a acționat prompt? Și de această situație este tolerată ani buni din partea unor agenții economice. Așa cum ziceam, aștept raportul grupului de lucru, maxim 3 zile, cum am determinat. Și dacă sunt de vină responsabilii, să fie dați afară. Dacă sunt de vină agenții economici, atunci să numim lucrurile pe nume și să intervenim. Ori avem sau are cineva ceva de ascuns? Știu că ați făcut probe anumite în această privință. Rog, dacă este posibil acum să ne dați o informație suplimentară. Bună dimineața! Domn primar, țin să vă informez că în ultimele 24 de ore la stație au venit 135.000 de metri cubi de apă, a fost transportată din tot municipiul. Pe parcursul nopții au fost efectuate la 10 întreprinderi probe la ora 8 dimineața, la ora 12, la ora 2 noaptea și la ora 5. Astăzi, în continuare, echipele, 3 echipe muncesc în teritoriu, preiau probe la următoarele 10 întreprinderi pentru zile de, pentru azi noapte și pentru zile de mâine și poimâine, respectivele lucrări vor continua. La fel este monitoringul la metodele de tratare și de epurare a apelor uzate la stații de epurare. Se lucrează, toți sunt la stații, chiar și acum. Și vreau să vă spun, cum și am zis și anterior, că la moment nu există miros atât cât în zona de 500 de metri a stației de epurare. În oraș, la moment, nu este miros. Bine, dar oamenii ne spun cu totul altceva. Eu, domn primar, am solicitat și solicit toți cei care informează că este miros să ne dea adresele concrete, ca noi, echipele noastre, să intervenim prompt în decurs de 5-10 minute. Că noi avem echipe mobile care activează 24 din 24, să venim nemijlocit la adresa respectivă, să verificăm, poate acolo este ceva înfundată, o canalizare locală, poate este un diversor Domnule, defectat. haideți, eu înțeleg că dumneavoastră poate încă n-ați revenit de plin din concediu. Tot orașul scria că pute. Botanica, Muncești, centru. Ia uitați-vă pe rețelele de socializare. Ne-am Dumneavoastră uitat pe sunteți în altă. rețele, dar în adresa dispecerului a parvenit numai o adresă de la Titulescu în regiunea magazinului Linela. Și Și am fost acolo la ora 12 de noapte și au fost mai mulți colegi, am făcut și poză chiar de acolo și era tot normal. deci nu Putin în oraș. Miros urât în oraș de la stația de depurare la moment nu este, domn primar.
Bine, atunci eu am rugăminte. Cum aveți probele făcute? Imediat să fie făcute și publice aceste informații. 1. 2. A fost transmis un demers mai multor instituții de stat pentru a se autosiza în acest caz și a dispune entităților din subordine efectuarea acelor controle inopinante cu prelevarea probelor de la companiile producătoare care diversează apele reziduale cu concentrații sporite de poluanță rețeaua de canalizare publică. Verificați, vă rog, pe toți cei care fabrică vodcă și păi, derivate. Avem 3 echipe în șantier astăzi și la ora 14.00 avem convocat o ședință la stație de epurare. Domnule, eu înclin totuși să cred oamenii. Dacă oamenii au raportat că noaptea a fost miros insuportabil în aceste zone, deci nu cred că ei nimic. Faceți tot posibil. Și am zis, dacă este nevoie de dat cineva afară, haideți să dăm afară. Dacă este nevoie să arătăm cu bine. Da. Toate eforturile pe care le-am depus în acest an, și dumneavoastră știți câte eforturi am depus în comun în acest an ca să ameliorăm situația, deci nu trebuie să fie cumva în van. Aștept raportul astăzi, mâine. Am înțeles. Proiectele mari și monitorizarea acestora, stimați colegi. Chișinău niciodată nu a fost un mare șantier. Sunt investiții de milioane de lei. Astăzi avem practic în fiecare sector undeva 10 de proiecte, undeva mai puține, dar sunt foarte multe. Și am rugăminte foarte mare ca toate lucrările să fie realizate calitativ. Oamenii așteaptă, în primul rând, la noi transparență, calitate. Vor fi încălcări, abuzuri și rea intenții, vor fi dați afară responsabili de șantier, responsabili de proiecte. Eu nu voi merge la fiecare să vă spun personal. Să fie efectuate, repet, calitativ aceste lucrări. Să nu se piardă pavajul vechi sau nou. Sunt reguli și sarcini concrete. Repet, totul controlat și să știți că sunteți monitorizați în fiecare zi. Fie că pe Bândulescu Bodoni sau Pușkin cu trotuarul, fie că la Miron Costin sau în alte părți. Aveți foarte, foarte multe lucruri și eu vă rog mult, oamenii să nu ne întrebe unde a plecat, repet, asfaltul, masa asfaltică, aștept până luni, toate rapoartele să fie. Ce a fost depozitat, unde a fost depozitat, cât a fost distribuit, cui a fost distribuit, concret. Domnul Tudor, vă rog, împreună cu domnul Aricu și cu domnul Roșca, toate lucrurile astea la control, personal. Pentru că am informații că unii depozitează într-o parte, alții depozitează în altă parte. Deci evidență strictă în acest sens. Doamne. În sectorul Buicani avem proiecte foarte mari. Pușkin, Bodoni, La Izvor, Havuz, Valunievu, Subteranele, Alba Iulia, Butoiașul. Vă rog să raportați, domnul Petru. Bună dimineața, domnul primar general. Bună dimineața, stimați colegi. S-o iau pe rând. Parcul Alunelu. În Parcul Alunelu, la moment, se lucrează conform graficului. Mâine vrem să turnăm deja havuzul. Se lucrează la teatru de vară, la scenă. Zona de accentă în față, practic, este finalizată. De asemenea, se lucrează la stadionul de sport și săptămâna viitoare vom începe instalarea terenului de joacă pentru copii. Sistemul de iluminare și irigare sunt în proporție de 70% trasate deja. Parcul la Izvor. În parcul la Izvor avem lucrările la stadionul de fotbal de plajă sunt pe ultima 100 de metri. Totodată sunt avansate lucrările la stadionul multifuncțional și celălalt stadion de antrenamente. De luni începem lucrările la căile de acces.
Și totodată celelalte componente a proiectului, adică iluminat și zona adiacentă. La Pușkin Bodone se lucrează la moment în 8 echipe. De pavaj va fi, cum ați spus, pavaj și asfalt, bordurile scoase, va fi un raport până luni întocmit unde, care și ce s-a dus. Totodată, săptămâna aceasta am avansat la aleea din strada Nicolae Costin. Săptămâna viitoare vrem să o finalizăm, planificăm să o finalizăm. La Alba Iulia se lucrează și la fel săptămâna viitoare vrem să finalizăm amenajarea spațiilor verzi și deja mobilierul urban este achiziționat, doar urmează a fi instalat. La scoarul din strada Pelivan, la fel săptămâna viitoare vom începe instalarea terenului de joacă, mobilierul deja este instalat și vom, la fel ca și iluminatul, astfel ca către sărbătorile naționale să finalizăm obiectul. Însă în scoarul din strada Deleanu, astăzi vom începe testarea sistemului de irigare și de luni instalăm mobilierul urban. Astea sunt, domnule primar, general în principal cele mai importante proiecte care le avem la Buicani. O să tine conexiunea cu calea Iașilor? Să începem? Poftim? Costin, conexiunea cu calea Iașilor pietonală despre care vorbeam. Începem? Domn primar, cum finalizăm partea din deal la Nicolae Costin, imediat începem conexiunea în vale. A doua parte. Domn pretor, pe data de 27, dumneavoastră știți, o să startez un eveniment foarte mare, este invitată și conducerea țării la stadionul de plajă. Practic o să fie inaugurarea acestui stadion. Eu rog să fiți dumneavoastră, prezent domnul viceprimar, și invitați, vă rog, și consilierii municipali, președinții de fracțiune, așa cum, dacă permite, în mod normal, deci numărul pentru a fi în tribune și la deschidere. Ok. Da? Deci nu toți consilierii, dar câte un reprezentant, pentru că ieri am discutat cu Federația Moldovenească de Fotbal și ei zic că există limite în acest sens. Legate de starea de COVID. De prezența da, nemijlocit la eveniment. Ok. Și eu sper că lucrările până începe evenimentul să finalizează. Nu? Vă asigur. Ca să putem trece ulterior la etapa a doua. Eu am rugat, domn pretor, la dumneavoastră și la ceilalți pretori să fie am plasat panou informațional pentru fiecare proiect pe care îl avem. Cu descrierea tuturor lucrărilor, cu descrierea beneficiarilor, cu descrierea contractului, dacă este nevoie. Ca oamenii să nu ne întrebe cum cheltuim, unde cheltuim și de ce cheltuim banii, ce facem exact. Bine? Ok, da. Eu vă rog foarte mult până la 1 septembrie și am rugat și colegii noștri de la finanță. Acum există bilanțul pentru această perioadă. Urmau deja să fie prezentate până pe 15 august, să fie întocmite rapoartele și nu mai târziu de 1 septembrie aceste rapoarte să fie publicate financiare în detaliu pentru toată lumea. Noi am zis că primăria municipiului Chișinău trebuie să devină instituția numărul 1 în ceea ce ține de transparență. Și eu vreau ca această transparență să fie asigurată. Oamenii să nu aibă întrebări la noi referitor la un proiect sau alt proiect, la au fost licitații, nu au fost licitații. Toate aceste informații trebuie să fie făcute public și accesibile pentru toți. Rășcani, vă rog. Bună ziua, domnul primar general, stimați colegi. Ce ține de proiectele mari în sectorul Rășcani? Încep cu tronsonul sau cu reabilitarea străzii Albușoara. La data de raport, domnul primar, în perimetru... Unde sunteți, domnul prietor? Sunteți în Beci? Unde sunteți? Vorbiți parcă. Nu, sunt în Beci, sunt în Bru. Păi eu prins să vă dați. Conectați-vă să o vedem și noi vedeți. Sunt la mine telefon, se descarcă și l-am pus în...
Păi dacă ați știut că avem ședințe, ce ați luat cu telefonul descărcat? Continuați. Includeți microfon. Domn preotul, conectați microfonul. La 90% se pregătesc comunitate spre elaborarea dispoziției. Domn preotul, vă rog să repetați că nu v-am auzit nimeni, ne-ați arătat cu microfonul închis. Ce ați vorbit până acum, mai spuneți odată că nu v-am auzit. La data de raport, domnul primar, de stradă domn Dmitri Cantimir Ismail, decapară bordiurii 700 metri liniari, frezarea carosabilului 600 de metri pătrați, montarea bordiurii 900 de bucăți, așternerea binderului 9500 de metri de pătrați. Au fost evacuate ce ține de panouri în procent 90%, se pregătește documentație spre elaborarea dispozițiilor de evacuare a gheretelor care se află în nemijlocită apropiere de drum. Asta la moment de raportare. Mai departe. Ține de... curăsirea albei râului Bâc. De la strada Petru Rareș până la strada Peredelului. S-a finisat lucrările de curățare a râului Bâc, Petru Însomul, strada Peredelului până la Petru Rareș, pe lungimea de 1150 de metri. Sunt în derulare lucrările de curățare a râului Bâc, Petru Însomul, Petru Rareș, Mihai Viteazu, cu lungime de 1064 de metri, de unde s-au evacuat și transportat 3 tone din amol, s-a excavat vegetația din râu, stuful iarbă, s-au curățat și spălat plecile de beton cu suprafață de 300 de metri liniari. Așa, cu scoarul din strada Kiev. Construcția construcția acestor acceselor pietonale și a trotuarului și a pavajului este efectuată la 100%. Instalarea bordurilor 100%. Reparația, reconstrucția podului care se află acolo 50%. Construcția râulesului, reabilitarea havuzului existent prin deznămolire, construcția pandusului 50%. Lucrări de iluminat electric exterior, montarea cablului de 100%. Lucrări de montare a utilajului pompă de circulație, recirculație în derulare. Lucrări de inverzire, depozitarea solului fertil pentru amenajarea gazonului. Plantări în jur la 200 de metri pătrați. La scoarul Dimon, la ziua de azi, în derulare etapele premergătoare semnării contractului, întrebări răspunsuri de precizare din partea operatorilor economici și beneficiar, din data de 14 august, timp de 2 săptămâni, procedură de semnare a operatorului economic cu ulterioară semnare a contractului, dacă nu o să fie contestație. La reparația curentului perții carosabilă din strada Miron Costin sunt executate lucrările în volum de 13.400 de metri pătrați, instalate 1.123 de borduri noi, 60 de zidării noi, 3 zidării vechi au fost, s-au valorificat 5.830.000 lei. Eu sunt ocupat, Valentin. La indicația dumneavoastră, domnul primar, și ține de strada Kiev, unde este agentul economic Star Kebab, în zona aceea, toți agenții economici s-au întâlnit, ei deja s-au convocat între dinșii,
au identificat surse financiare și au rămas între dânsi să înțeleagă care agent economic o să facă lucrările, efectiv cat un antreprenor mai ieftin sau, de exemplu, care o să fie comod pentru dânsi. Și cât săptămâna viitoare să începe și lucrările la cea posibil. Bulevardul Moscovei, domnul primar, lucrăm în regim normal. Acolo probleme noi nu avem. Azi la ora 11 avem ședință cu responsabile ce ține de scoarul de la Miron Costin, așa numit parcul Afgan, parcul Afganejului. Cam în general, ce ține de proiecte mai, domnul primar? Dacă sunt întrebări... Cu subteranele care stați? Cu subteranele. La data de raport s-au efectuat lucrările de reparație și amenajare a interiorului, curățare și șlefuirea pereților în 240 de metri pătrați, de reparația scărilor, demontarea fundamentului existent, construcția și montarea noului fundament în fier beton, 70 de metri pătrați, demontarea, șlefuire și montarea plăcilor de granit, 80 de metri pătrați, la ziua de azi. Ce ține de subterană de la strada Renașterii, după ultima ședință care noi am avut cu dumneavoastră în cinta primăriei, am discutat cu agentul economic sau cu persoana care o să facă reparații acolo și încep lucrările în masă, cred că de săptămâna viitoare. O să, ce ține de scări, de interior ca pereții, iluminatul, video, cam asta, domnul primar. Ce ține de pasajul subteranii. Domnul primar? Zic, haideți că erau mai multe subiecte de critică în această privință după subterană la Moldova. Domnul Tudor, imediat după ședință rog să discutăm cu reprezentanții Moldova, poate îi convingem să investească suplimentar, poate pentru mecanismul de... Am preconizat că m-ați disponibil, spuneți. Eu am văzut multe critici când era tot murdar, urinat și plin de mobile rezultatul alimentației oamenilor, post-alimentației, era bine. Și repet, când era totul distrus, acum avem mulți experți care face ceva, să dau cu părerea, nu faci nimic, să dau cu părerea. Eu vă rog foarte mult, atent, ascultăm criticile, sugestiile, dar fără fanatism în această privință. Avem de muncit foarte mult. Repet, noi în acest an avem foarte multe proiecte, inclusiv cu suportul agenților economici. Și în acest sens nu cred că trebuie să cedem diferitor critici. Iată. Noi luăm în calcul toate părerile, reiterez, absolut. Dar rog și pe cei care observă aceste lucruri sau le comentează să fie la fel obiectiv. Reiterez, noi luăm în calcul toate părerile, dar plini de rahat, urinate și plini de murdării fără lumină, nu vom lăsa aceste entități. Sectorul centru, vă rog. Bună ziua! În sectorul centru avem
următoarele proiecte. Reabilitare scoarelui de pe Docuceava numărul 11, Policlinica 7. Suntem la etapa lucrărilor de demolare și demontare a pavajului vechi și pregătirea terenului către instalații de irigare, iluminatului și pavajului nou. Amenajarea scoarelui din strada Academiei 80. Săptămâna asta am inițiat procedura de licitație publică. Construcția scării de legătură a străzilor Nistor-Cașu. Suntem la etapa elaborării divizului de cheltuieli. Repararea capitală și restaurarea blocului vechi al liceului teoretic Gheorghe Asache. Săptămâna asta a fost inițiată o nouă procedură de licitație publică. Aplicarea picturilor murale de pe viaduct Miorița. La moment a fost făcut undeva 65% din pictură, o parte a fost finalizat total, al doilea undeva la jumătate. Aici se aude cu iluminatul artistic și cu camere. Cu iluminatul și cu camere video. Cu camere video am încheiat contract cu firma. O să fie instalat săptămâna viitoare camere de luat vederi. Dar cu iluminatul avem o ofertă comercială undeva, suma 283 de mii de lei. Căutăm sponsori până când orientativ avem unul, dar nu avem concret cu ce sumă poate ajuta. Reabilitarea scoarelui Mihai Eminescu. La moment tot au fost executate lucrările de demontare a pavajului vechi, pregătit terenul, următoarea etapă deja instalarea irigației și pavajul nou. Subterana mall, practic finalizat. Subterana Yuri Gagarin. Domnul Diogo, noi am rugat acolo domn Tudor suplimentar pentru discuțiile cu cei de la Moldova. Eu nu știu, ei au reușit să placeze și camerele laterale. Încă nu. A mai rămas 4 camere de luat vederi și 4 standuri care o să fie la intrare. Subterana, lângă calea ferată, de pe Yuri Gagarin 8/1, suntem la moment la elaborarea proiectului. Subterana Șoseaua Hâncești 145 lângă Gara de Sud, tot la moment, suntem la momentul elaborării proiectului. Pitești Stimițanu, lucrăm la repararea trotuarului la intersecție cu strada Vârnav, unde a fost înlărgit și a fost făcut un buzunar public pentru transport. Altceva? La moment altceva nu avem. Cu piața centrală cum? Piața centrală cu concepția sau cu comerțul? În general, începând cu comerțul și terminăm cu colegii din conducere. În general, cu comerțul avem probleme, intervenim împreună cu poliția. Cu măsuri de protecție avem problemă că oamenii când intră în piață scot masca deja în interiorul pieții, fac observații paznice, dar ei nu ascultă. A fost întocmite de către poliție săptămâna asta 16 procese verbale pe persoane fizice care nu purtau mască în pieți comerciale și în centri comerciale. Înțeles. Haideți pe luni, prin întâmpinația și pe domnul director la piață, să fac un raport pe situația cu conceptul de modernizare, cum am avansat, la care etapă sunt lucrările de proiectare și tot așa mai departe. Sectorul botanic, vă rog. Bună dimineața, primar general, stimați colegi. Bine. Noi proiectele merg parcă bine. Sarmes și Tuza, așteptăm deschiderea ofertelor pe data de 1 la 1:30. Avem deja 5 agenți economici care se interesează și vin cu întrebările, lămurim toate necesitățile și toate particularitățile.
Luăm un sub în derulare proiectul, mergem să fac treptele. Acum îți pregătesc pentru și panta de pentru oameni cu dizabilități. La Dante Alighieri sperăm că săptămâna viitoare terminăm cu totul, pentru că acolo ce vorba de agent economic, adică de Chirsan, ei mai au acolo niște lucrări care nu pot finisa din cauza la energie, prime energy, cum Union Finoza. Ei au un cablu care trebuie să-l traseze. Premier și... Energy, domn Bretru, Premier Energy. Era de mult timp Premier Energy. E un cablu care trebuie să-l traseze și ceva întind, nu știu de ce, și Chirsan tot e cu interesat cum merg să-l facă și săptămâna viitoare să terminăm proiectul ăsta cu Dante Alighieri. Din proiectul de derulare, deci Dacia, subterană Dacia Colț cu Taylor, s-au finisat toate demolările, toate demolarea pereților, care nu sunt în folosință pentru viitor. De luni începe, au procurat toate materialele necesare, am vorbit cu Andrei, cu antreprenorul, și el a spus că de luni se apucă de amenajat, de construcție. Acolo am vorbit și cu domnul Fanasenko, că să ieșim când vin luni și agent economic, să vedem cum facem cu panta. Avem o idee de a pune un fel de lift, de a ridica, nici nu lift, dar platformă de asta care se ridică. Vedem cum avem noi în mai multe instituții medicale, da. Da. Vedem, ne întâlnim la fața locului luni și definitivăm chestia asta și vedem ce spune agentul economic. Următorul cu subterana de la Decibal cu Traian. Am vorbit și ieri cu domnul Climenco, ei definitivează toate proiectele, toate deciziile. Noi pregătim certificatul de urbanism și autorizația de construcție și îi promit că până la 1 septembrie se apucă de lucru. Vedem, suntem în conlucrare cu dâns în permanent. Așa. Cu subterană de la Decibal cu Titurescu, acolo până ce suntem în discuții cu agenții economici și chiar și acum, ieri, seara am discutat, au promis că tot la 1 septembrie se apucă de lucru și o să facă să fie frumos. Nu avem proiectul încă al lor, nu avem nimic, certificat de urbanism tot am solicitat să ne dea pentru reconstrucție, dar de la 1 septembrie rămâne. Asta parcă e proiecte. Am înțeles. Domnul Tudor, faceți, vă rog, un control. Noi am discutat cu domnul Boris că se apucă de curățenie în sector. Da, pentru altă, am discutat cu domnul Mihalache, cu havuzurile date care a promis că se apucă de lucru, adică nu că a promis, el s-a apucat deja. Și cu întreprinderea municipală servicii locative, îi ajută la evacuarea gunoiului de acolo, au promis că mai departe o să mențină statul curățenie. Evacuarea... Nu vorbim doar de havuzuri, domnul. Havuzurile, în general, ar trebui la domnul Mihalache, sau cum îi spuneți, dumneavoastră, să le întoarcem înapoi în municipalități. Nu știu cum asta e posibil. Apropo... am zis că eu pentru asta am discutat cu dâns și ei venit, ne-au văzut când eram atunci acolo și discutam și de atâta ei chiar m-au contactat și au venit la noi și le-am spus, iată ideea care, e că nu, că noi suntem gata să facem havuzurile din nou, poate le facem noi. Bun, treaba voastră, dacă faceți noi, voi să faceți curățenie acum și pe urmă când vine domn primar, discutăm, ei vor să o discuți cu dumneavoastră să aibă. Eu zic că sunt gata să facă havuzurile și să facă pavajul și partea de jos, mă rog, vedem. Haideți, planificați când ne dați ce discutăm. Și primești tot după data de întâi, întâi, doi, trei. După data de întâi, după data de întâi să fie. Da, ok. Ei sunt gata, adică sunt cooperanți, parcă... Au ei lor, adică nu minusuri, dar probleme care nouă nu ne plac. Suntem în judecată, v-am spus, că deși cu bariera aceea și cu... Au spus că ei gata să deschidă, numai că să nu intre și alții. Și am spus că le punem bazoane acolo, cum am zis atunci, și nu o să intrăm nici ei, inclusiv. Și blocăm ca să fie trotuarul acela, îl blocăm ca să fie, într-adevăr, pietonal. E una dintre cele mai...
Da, știu. Populate zone din Botanica și stau mașinile acolo, parc la ele acasă, parc parcare publică. Da, de acord, dar mă tem că dacă le scoatem de acolo, o să te iei toate pe Dacia. Noi parcări în principiu în zonă nu prea avem nicăieri acolo. În principiu că trebuie să ne gândim. Vedem la ce ajungem, vedem pe urmă cum ne descurcăm. Am înțeles. În Valea Trandafirilor, e curat, ați făcut regulă acolo în gheretele cele? Da, acolo deja cu spații liberi am vorbit chiar după vizita dumneavoastră acolo. Am decis că zilnic și sub împrejur, acolo stau de servici doi oameni care merg permanent și evacuează gunoiul din coșuri de care sunt pe alei și inclusiv au grijă de curățenie de sector. Gheretele, iluminatul? Totul e bine, iluminatul s-a făcut, dacă vorbiți de bucata de lângă plajă, s-a refăcut, Lumteco a intervenit și a reparat. Iluminatul lucrează bine. Înțeles. Ciocana? Domn primar general, stimați colegi, bună ziua! Domn primar, vreau să vă informez că de acum două zile am început etapa a doua, a curățarea râului Țiganca. La moment se lucrează pe ambele părți, deci la evacuarea vegetației. Cu tehnica, cu tractorul, intervenim pentru curățarea albiei marți. Așa. Deci am început de marți proiectul cu agentul economic draft, care bugetul este achitat, vreau să mă reiterez, din sursa agentului economic. Așa, acum la moment se lucrează pentru trasarea căilor și anume la borduri. Trebuie să puneți acolo un panou, rugați-l și pe el. Că e investiția lui, nu văd o problemă. Bine, domn primar. Am avut întrebări cu agenții economici din preajmă, care cât a fost, cum a spus dumneavoastră, dezastru, era atât bine. Cum s-a început să facă ceva frumos, deja nu sunt de acord. Dar am discutat, le-am explicat, am fost la fața locului, deci cu domnul arhitect, cu doamna, și deci parcă s-a ameliorat situația. Nu prea am înțeles. Referitor la ce? Deci agenții economici din preajmă. Da. Nu sunt de acord că ar să fie reamenajat teritoriul. Asta cum? E ca așa. Le place să fie iarbă, uscată. Mhm. Așa. Ce ține de subterană, la moment se lucrează cu pardoselele și cu tavanul și cu electricitatea. Se trage și se... Deci, și acum am căutat teracotă, deci cu agenții economici așteptăm ofertele, deci am negociat de ca să avem, mă rog, așa, un preț accesibil și așteptăm pentru săptămâna viitoare ofertele dumnealor. Așa. Ce ține de alee? Vreau să vă informez că s-a început lucrările pentru irigare de către agentul economic, care a câștigat licitație, se numește SRL Bigitan. Lucrările merg, paralel, se efectuează și lucrările la instalarea iluminatului. Vreau să vă anunț că săptămâna aceasta a fost a treilea tronson deja pavat cu asfalt de către X-Drupo. Ieri am anunțat și am publicat deci, anunțul pentru inițierea licitației ce ține de pista de biciclești. Am fost la fața locului cu diferiți agenții economici și s-a propus, deci agentul economic, am asfaltat ieri 5 metri de piste și dumnealor pentru săptămâna viitoare o să vină și o să aplice deci 5 metri de piste să ne demonstreze cum arată ea în realitate. Ok. Am rugat să veniți cu agentul economic, să discutați cu Ilie și cu
restul colegilor să vedeți dacă deci, agentul economic mi-a spus că, deci probabil că mâine o să mergem la domnul viceprimar Ilie să discutăm referitor la proiectul din parcul Rușcani. Dacă de inițiat acest proiect, trebuie de inițiat acum. Clar. Altceva, subteran, acum se mișcă lucrurile? Se lucrează. Am avut și furturi, domn primar, vreau să vă spun că chiar și plasa care delimitează și aceea a fost peste noapte luată. Dar asta este, factorul uman. Și care sunt propunerile? Am văzut, unii fură pavajul, alții fură băncile, alții fură plasa. Cum termine? Deci cu tavanul o să instalăm cameră video. Trebuie să instalăm neapărat la toate obiectivele să fie prevăzute, repet. Și vă rog mult, dacă pe alee sunt făcute lucrări, atunci trebuie informația cumulativă, cu proiectul, poate, ca să vadă toți oamenii să înțeleagă despre ce este vorba. Domnul și ca să nu existe interpretări. Eu am văzut că domnul viceprimar a spus 40 de milioane pe Pușkin Bodoni. Noi acolo avem aproape 23 de milioane, 22,8, dar ca oamenii să nu se sperie de cifrele respective, să cunoască în detaliu care lucrări să fac, că s-au făcut licitații, că nu am ales pur și simplu de dragul alesul. Cineva crede că are un funcționar sau alt funcționar interes. Trebuie explicat la oameni că este practic imposibil să creșeze în această privință. Bine, domn primar, vom pune și detaliat sumele care sunt cheltuite să se cunoască populația. Da, și imaginile, nu numai sumele, să vadă oamenii. Imagini sunt. Deci noi am făcut două, deci la Zadnipru și la Igor Vieru, pe alei, sunt plasate, deci două panouri mari. Se ține de cum va arăta segmentele respective. Deci vom plasa sumele. Vă rog mult. Bine. Și cu proiectele pentru anul viitor, am zis, să fie inițiate planificările, proiectările. Deja am început proiectările, deci domnul primar, cum am vorbit cu dumneavoastră, deci ce ține de adiacentile bulevardului. Am fost la fața locului Chișinău proiect, deci pe care tronson în parte, am discutat și o să inițiem, deci anume licitația pentru proiectare pentru anul viitor. Că deja la 1 ianuarie să avem proiectul cap-coadă pus pe masă și numai să începem lucrările pentru anul viitor. Am înțeles. Colegi, eu vă mulțumesc mult, vă spun o zi frumoasă, dar înainte de asta am o atenționare în plus pentru domnul Lichi și conducerea pe canal. Domnul Lichi, dacă nu se rezolvă întrebarea, dumneavoastră știți. Atunci o să rezolvăm întrebarea cu conducerea pe canal. Noi am făcut maximum ce puteam să facem în acest sens. Și dumneavoastră știți foarte bine că ați fost la șantier în fiecare zi. Eu aștept rezultatele anchetei interne și activității grupului de lucru. Și reiterez, am depus eforturi ca în oraș să nu pută. Și vă rog frumos să faceți tot posibil ca să remediați această situație. Și cine este vinovat, să fie pedepsit. Agentul economic, un funcționar sau altul. Vă mulțumesc mult și vă spun o zi bună. E frumos. Nu uitați sâmbătă și duminică să fie curat, vă rog frumos în oraș. Sâmbătă e zi lucrătoare, să nu uitați. O zi bună. O zi bună la toți.